Biserica fortificată din Hosman. Fortificația a fost ridicată la poalele dealului și înconjura o biserică romanică edificată în jurul anului 1270. La început avea 3 nave, o absidă a altarului și o clopotniță cu 5 niveluri. Portalul romanic târziu are o decorație asemănătoare celor de la Avric, săcădate și toarcla, toate influențate de șantierul catedralei din Alba Iulia. Niște meșteri sau calfe din Viena care nu au găsit de lucru pe șantierul de la Alba Iulia au încercat să-și câștige banii la sat și au ajuns astfel la Hosman, unde au ridicat marele portal, după modelul catedralei Sfântul Ștefan din Viena. Fortificația Bisericii Evanghelice din Hosman este constituită din două incinte de ziduri circulare care înconjoară lăcașul de cult. Turnul, poartă de intrare, este înălțat pe 3 niveluri și are prevăzut în partea de nord, vest de o hersă de apărare în zona de confluență a celor două incinte delimitate de zidurile de apărare. În incinta de apărare interioară se mai găsesc alte construcții defensive, cum ar fi două pătrate înălțate pe 3 niveluri, precum și o casă fortificată. Zidurile incintei au o înălțime de 7-8 metri, din care 3 metri sunt din piatră, restul fiind renovate cu cărămidă și piatră.